Victorii, bine ați venit pe canalul nostru la un nou vlog. Suntem în mica Viena a României, în orașul de pe Mureș și anume în Arad. Un oraș cu arhitectură superbă, de impresionat de la orice pas. Un muzeu în aer liber și ne-am hotărât să vă luăm cu noi într-o nouă aventură, să explorăm împrejurimile. Haideți cu noi! Asta e statuie lui Vasile Goldici. Stai tramvaiul. Universitatea Aurel Vlaicu. Cam așa arată Universitatea Aurel Vlaicu din Arad. Și aici avem primăria. Foarte interesantă clădirea primăriei. Și primăria din Arad. Cam așa arată. Foarte interesant și marmura asta de aici, în care și-a pus numele orașului, în diferite culori, fața primăriei, foarte interesant. Cam așa arată aici Bulevardul Revoluției, suntem în centrul orașului Arad, aici e primăria. Dar e foarte impunătoare clădirea asta. Se vede că are multă istorie și Aradul. Biserica evanghelică, supranumită și Biserica Roșie. Am un șară, da? Foarte interesantă. Foarte impunătoare. Cum e? Cum se pare? Foarte frumos! Biserica Roșie este un monument istoric al municipiului Arad. Edificiul folosește de plăcași de cult al Bisericii Evanghelice cu slujire în limba maghiară și denumirea îi vine de la finisajul exterior din cărămidă, care aparent este șlefuită. Dar nu e, așa e. Și aici vichează și o buburuză. Pe unde e buburuza? Acolo era buburuza? Da. Nu mai nimic. Și s-a mâncat acolo e biserica și bune domnul să nu mă se urce. S-a urcat buburuza pe biserică? Da. Am înțeles. Da. Să duce și astăzi până o rugăciune. Da, o rugăciune. Și asta e Palatul de Justiție din Arad.
să stai Palatul de Justiție. Foarte interesant. Și asta e statuia lui Avram Iancu, chiar în fața palatului aici. Foarte interesantă statuia. Foarte interesant și parcul ăsta. Crocodilul, a venit un crocodil. Și aici avem râu Mureș. Foarte mișto. Aici vara cred că e frumos. Da. Palatul de Cultură este un alt punct de atracție al orașului Arad. Este un monument istoric, foarte impresionant și foarte, foarte bine întreținut. Arată foarte bine. Cred că l-au restaurat, că văd că multe clădiri de aici se renovează. Și cea din fața noastră se renovează. Aici în față avem un grup de turiști. Cred că sunt de liceu ceva. Că e tot ceartă ghidul, că nu sunt atenți la el.
muzeul, la Palatul Cultural, avem și muzeu. Poate fi vizitat. Foarte frumos orașul Arad. Te impresionează la orice colț. Asta e liceu economic din Arad, destul de colegii economic din Arad. Aici avem clădiri foarte vechi, istorice, care, din punctul meu de vedere, trebuie restaurate. Clădirile chiar trebuiesc restaurate. Multe dintre ele sunt într-o stare avansată de degradare și chiar sunt semnalizate corespunzător. Sunt conservate destul de bine. Suntem în piața Avram Iancu.
clădiri care mai decare, mai colorate, cât mai frumoase. Și aici suntem în piața Vreamiancu. Vezi și un avion pe cer. Foarte mișto clădirile astea. Sunt asemănătoare cu cele din Oradea la Polois. Foarte culori, culori foarte bune. Cântă biserica aia. Cum se pare? Aici, lângă piață. Păi, da. Interesante și monumentele astea de aici. Deci asta e parcul Reconcilierii.
așa se numește. Și aia e Statuia Libertății. De acolo. Parcul Reconcilierii și Statuia Libertății. Cam asta a fost vlogul de aici din Arad. Am într-un timp relativ foarte scurt, cam asta am putut să facem noi, dar am rămas foarte impresionați. Foarte, foarte frumos orașul, merită să-l vizitați. Dacă v-a plăcut vlogul nostru, dați un like și un subscribe. Vă mulțumim! Pa, pa! 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 Pa, dragilor! Le pupă!